Uitați ăștia cum ne-ar da prețul, ca să vedeți. Lume bună. Deci hai să luăm croissantul ăsta, vedeți? Max. Gramajul, da? 85 de grame. Gramaj, 85 de grame. Aici arată că este 2,24 lei, da? Max, uitați, scrie max. Haideți să mergem la un identificator de la de prețuri. Deci era 2,24 lei, ați văzut, da? 2,24 lei era croissantul ăsta. Asta se întâmplă în penny. Ați văzut, da? 2,24 lei. Și uitați cât costă aici. 2,99 lei, ați văzut, da? În penny. Ne iau ochii cu oferte, cu tot felul de prostii. De-aia, mă, puneți, bă, prețurile ca lumea, mă, dacă tot ne păcăliți cu oferte și cu tot felul de prostii. Deci croissantul ăsta, vedeți? 7 days. Ăsta 7 days, da? Max. E max, da? 85 de grame. Că îi zice, a, că era de la mai... 85 de grame. Vedeți? Și vedeți aici cât e prețul, da? Croissant 7 days, 85 de grame. Mai și taie, vedeți? 2,99 lei. Tăiat. Și scrie 2,24 lei. Și când vă duceți și plătiți la casă, aveți surpriza să vedeți că tot 3 lei este. Nu 2,99 lei. Vă dați seama că eu tot o să cumpăr pentru că asta-i plac lui fiu-miu. Dar să le fie rușine, că ne păcălesc. Hai! Da, uitați, suntem la Penny Măgurele. Ei spun că au reduceri. Sezonul reducerilor de primăvară. Fură ca în codru, oameni buni. Uitați-vă la prețuri, la raft și la identificatorul acela. Și să vedeți la casă. Eu am pățit-o. O să vă pun un filmuleț cu ce fac ăștia, cum ne păcălesc nenorocițești. Ei ne cer carduri, vezi, doamne, reduceri, una alta. Prețuri, uitați, sezonul reducerilor. Și ne arde pe față. Pe față ne arde. Deci, uitați-vă la prețuri. Asta e cel mai bine. Uitați-vă la prețuri la casă, la raft și la casă, să vedeți. Eu nu vă mint. Și ne ia cu sezonul reducerilor de prețuri. Uitați-vă. Penny Măgurele, ca să știți. Hai. O zi bună și fiți atenți.